Cum ați comemorat moartea poetului? Bună ziua tuturor mai întâi. Știu că traversăm cu toți o perioadă mai grea, așa, mai stresantă, însă nu ne-am permis să uităm de marile noastre valori și dacă vorbim despre valori, sigur, în primul rând, ca valoare spirituală, din punct de vedere cultural, vorbim despre Eminescu, care este un simbol și care va rămâne chiar și ca un factor identitar cultural al românilor. De aceea am zis că nu este corect să-l uităm și, ținând cont de condițiile care sunt impuse pentru perioada de pandemie, ne-am adunat un mănânc de oameni, mai puțin decât o facem de obicei, scriitori, membri ai Arboroasei, filiala Asociației Culturale Pro Basarabia și Bucovina și mulți dintre noi suntem și membri ai Societății pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina. Și am considerat că este corect să venim aici, la bustul poetului. Mai este o semnificație importantă, acest bust a fost donat comunității dornene de către maestrul Ion Irimescu și se știe foarte bine, a fost unul dintre cei mai mari sculptori ai noștri și ai Europei, chiar pot să spun. Și am vorbit despre actualitatea lui Eminescu. În primul rând, este un subiect, aș zice, ferbinte și chiar genialitatea și vizionarismul lui l-au sprijinit în ceea ce a întreprins în analiza societății pe care a traversat-o și sunt situații care se grefează pe ce trăim noi în perioada actuală. Chiar am făcut apel la un articol al lui Eminescu, care a apărut în 4 ianuarie 1881, deci iată 100 și atâția ani, și în care se analizau niște aspecte foarte interesante pentru societatea de atunci, dar și pentru cea de acum. Și aș putea să nominalizez rolul statului, rolul guvernului, moralitatea publică foarte importantă pentru toate timpurile. S-au recitat poezii proprii dedicate lui Eminescu de către doamna Aldona Patraș, domnul Gurea Ungurean, subsemnata. Mai scriu și eu versuri pentru Eminescu, pentru că este unul dintre scriitorii pe care îi apreciez cu totul și cu totul deosebit. Cred că merită. Și poeta Anica Facina a vorbit despre modul în care este receptat și sărbătorit în general Mihai Eminescu în Basarabia. Poate cu ceva mai multă inimă, așa să zic, mai mult suflet decât la noi și în Nordul Bucovinei la fel, pentru că pentru românii de acolo situația în care trăiesc este cumva specială. Și am mai recitat o poezie a unui poet basarabian, Ion Condre se numește. Poezia se numește Eminescu Flori de Tei și este o foarte frumoasă sinteză a personalității eminescene, ceva în genul poemului trebuia să poarte un nume de Marin Sorescu, cel care nouă ne este mai cunoscut. Am depus flori, am aprins lumânări, ne-am rugat pentru odihna veșnică a poetului și pentru neuitarea sa. Aș vrea să mai menționez că și biblioteca a organizat o expoziție de carte din opera eminesciană și despre Eminescu, din zestrea pe care o are biblioteca, intitulată generic Eminescu în durată eternă. Cei care pășesc pragul bibliotecii pot să vadă ce cărți din și despre Eminescu se găsesc în orașul nostru. Așteptăm lansări de carte? Așteptăm, pentru că în perioada asta scriitorii cel puțin, dar cu toții, nu am pus punct activității noastre, care ne este specifică și apropiată sufletului nostru. Chiar avem un volum recent apărut a poetului Vasile Cristea și de-abia așteptăm să se relaxeze măsurile care să ne permită să lansăm această carte la Vatra Dornei. Cum s-au desfășurat activitățile în această perioadă? Vă spuneam că nu am încetat să acționăm așa cum a făcut de altfel toată lumea, respectând normele și încercând să nu ne îndepărtăm, deci folosind mijloacele media, deci sau pe paginile de Facebook s-au menționat din activitățile colegilor noștri în Asociația Scriitorilor și Artiștilor din Țara Dornelor. Am colaborat foarte mulți dintre noi la reviste nu numai din județ, dar și din țară, la Moldova Literară de la Iași, eu chiar sunt redactor acolo și am o obligație în plus, la 2 reviste din Timișoara, chiar și cu exteriorul, să zicem așa, cu ziare din regiunea Cernăuți, unde avem foarte mulți prieteni și unde sunt frații noștri.
Și am mai scris mulți dintre noi și mai sunt lucrări în pregătire. A mai și apărut un volum dedicat lui Ion Luca, cu amintirile dornenilor despre Ion Luca, coordonat de doamna profesoară Jenica Romanică, și așteptăm să-l lansăm și pe acesta. Deci n-am fost chiar așa de prezenți fizic, să zic, în spațiul Dornean, dar am fost prezenți cu activitatea noastră în ceea ce înseamnă activitatea culturală în general.